trecut un an cât alți patru, așa cum trece timpul de ceva vreme. Întâia expediție în munții Făgăraș a unei echipe de televiziune s-a concretizat într-o primă serie de 7 episoade ale unui documentar travel de mare succes la public. Încurajați de doamna Aura Iosif, consilier de management al canalului TVR Internațional, Iulian, Extremu și Marius își propun să continue aventura în creasta Făgărașilor. Avem aici o copie a Hărții Munților Făgăraș. Noi anul trecut am făcut de aici, uite, de la Bâlea spre vest și uite, de la Moldoveanu spre est. Și a rămas pentru anul ăsta partea asta centrală. Ok. Trebuie să mai slăbesc un pic, că... Tu mergi cu pletele astea? Nu, o să mă tot. O să-mi pară rău, dar am vând păr. Știi că există o afacere mare. Să-ți vinzi păr. Foarte tare. Seria a doua, alcătuită din alte 7 episoade, va întregi imaginea pe care marele public o are asupra celor mai spectaculoși, semeți și dificili munți ai României. Transfăgărășanul ne poartă pe lângă lacul de acumulare Vidraru spre inima masivului. La cabana Cota 2000 ne întâlnim cu prietenii de la Salvamont Pitești. Cu ei vom colabora și anul acesta. Echipa cu care am urcat anul trecut pe Negoiu, a rămas doar Florin Mihal, ce a zis soldatul. Pentru ceilalți, un an a însemnat o schimbare de destin. Excelent schior și cățărător, Silviu Dina, zis Maradona, e plecat chiar în această perioadă la muncă în Italia. O să-i prind din urmă. Problemele economice, dar și speranțele de viitor, își spun cuvântul. Anca Sânduloiu tocmai a încheiat examenele de admitere la Universitatea de Artă din Cluj-Napoca, secția design. Acum așteaptă cu emoție rezultatul. Va fi intrat a doua. Alex Lungan a terminat facultatea de inginerie fizică a Universității din Pitești și se angajează la o firmă de componente auto. Alex Miliari, proaspăt licențiat în drept, și-a făcut cadou o lungă expediție în Munții Alpi, care îl va purta din Slovenia până în Franța. Profesorul de informatică Dan Ștefănescu a renunțat la catedră pentru a căuta împlinirea într-o muncă bărbătească pusă în slujba aproapelui, aceea de subofițer de pompieri. Numai soldatul, fost combatant în Afganistan și Kosovo, a rămas pe poziții. Nu e doar salvator montan, ci și paramedic la Smurd, în curtea de Argeș. Ni s-a alăturat însă Beatrice Florescu, salvator montan și de asemenea paramedic la Smurd.
un suflet mare și sensibil, dublat de tenacitate și voință de fier. Bea ne-a ajutat anul trecut la coborârea de pe Călțun, împreună cu Ionuț Soare, student la electronică și aspirant Salvamont. Anul acesta, Ionuț vine cu noi chiar de la început. Tot mai multă lume vizitează căldarea glaciară Bâlea, atrasă de pitorescul greu de egalat al locului. Crestele semețe, unduirea liniștită a lacului, aerul pur de munte, oferă vizitatorilor punți de relaxare pe care tumultul vieții de azi le îndepărtează tot mai mult de noi. Zona Bâlea a devenit ușor accesibilă odată cu Transfăgărășan. Drumul cu o lungime de 152 de kilometri, care unește Muntenia cu Transilvania. Planuri pentru construcția lui au existat încă înainte de 1960, dar abia invadarea Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia în august 1968 a determinat începerea lucrărilor. Șoseaua trebuia să asigure, la nevoie, trecerea armatei române din Muntenia în Ardeal. Dincolo de importanța sa militară, Transfăgărășanul a permis extinderea exploatărilor forestiere în munții Făgăraș și dezvoltarea zonelor învecinate. Lucrările de construcție s-au desfășurat între 1970 și 1974, iar în 1980 s-a încheiat asfaltarea întregului drum. În ultimii ani a devenit așa, un fel de loc de pelerinaj pentru toți turiștii care vin de la mare în șlapi și merg spre casă, eu știu, ori în Transilvania, ori spre vestul țării, în Banat. Totul este scăldat într-o muzică așa mult prea tare, nici nu are importanță dacă e de bun gust sau de prost gust, dar numai faptul că toată căldarea e plină de muzică, după părerea mea, nu prea are nicio legătură cu muntele. E locul preferat al turiștilor români să tragă mașina la maxim 5 metri de drum și acolo să încingă un grătar, după care să lase toate resturile acolo. În mod normal, într-un loc civilizat, cum sperăm să fie România, turistul cu mașina trebuie să aibă un sac de gunoi în mașină. Toate resturile să și le pună în acel sac, iar la primul tomberon, într-o localitate, oprește și pune gunoiul. Și în felul ăsta putem fi optimiști că o să fie din ce mai curată România. O surpriză plăcută. Îi zărim pe prietenii din comuna Cârțișoara, veniți cu jucăria lor preferată, tirolian, da, uite, spre deliciul publicului, dornic să testeze ceva emoții. Suntem cam puțini în echipa anul acesta. Poate convingem pe cineva să ne însoțească, măcar în tura de mâine. La Tiroliană vin totuși oameni curajoși.
iată o fată curajoasă. Aflăm că se numește Dana și e director la o bancă. E cu prietena ei, Jane, care o filmează cu aparatul foto. Foarte tare! Dacă tot i-a plăcut, îi propune să se alăture echipei de filmare. Aș mai da o dată. Vă zici până aici, doamna. Iată și pe Oana, 15 ani, fica lui Jane. Evident, nu putea lipsi colegul nostru Marius, maestru de sunet. Să mă oprească cineva! Ai scăpat! Foarte tare, bă! Nu-i așa? Ți-a plăcut? Te mai dai? Dacă trebuie să văd ce a ieșit... Amicii din Cârțișoara fac niște demonstrații de meserie. Alo! S-a plăcut? Da! S-a plăcut? Da! Te mai dai? Bravo! Dar, așa cum se zice în filme, ei sunt profesioniști. Noi nu trebuie să încercăm așa ceva. În niciun caz. Alo! S-a plăcut? Da, hai mai dai? Nu mă mai dau. Cele trei fete au fost de acord. Vor veni mâine cu noi. Unde-s mulți, echipa crește. Noaptea, un sfetnic bun. O dimineață însorită anunță uneori o zi frumoasă. Azi avem de lucru. Trebuie să plantăm un indicator de vârf pe iezerul Caprei. Ionuț îi face toaleta de dimineață și îl pregătește pentru traseu. Cele trei fete de la Tiroliană nu doar că au venit, dar au fost chiar punctuale. Marius le ia sub aripa sa ocrotitoare. Fiind cu un an mai bătrân, avem nevoie de un om în plus. Dragoș Tănase, asistent de imagine, mare pasionat de munții Făgăraș. Am aflat cu echipa de la TVR de unde lucrez, vine într-o expediție aici pentru documentar. Trebuie să fac tot posibilul să vin cu ei, că îmi place. Și nu o să fie doar o tură simplă, o să fie și cu filmare, ce era mai provocator pentru mine. Și am zis că renunț la orice, dar chiar dacă nu pot ei să mă ia, o să-mi iau concediul libere și mă alătur echipă. Vom vedea ce înseamnă o zi de muncă în creasta Făgărașilor. Abia așteptăm să ne înfruptăm din tot ce are muntele mai bun. Dacă anul trecut v-am arătat accesul spre creastă prin drumul Maiorului, de data asta vom urca prin Moara Dracilor, marcaj Crucea Albastră. Acum să le vedem pe invitatele noastre, Dana, doamna banchier, Jenny, doamna profesoară de română, și Oana, fica ei.
Cristi Toma, administratorul cabanei Salvamont, încheie plutonul, veghind la siguranța tuturor. Un traseu frumos, acest urcuș abrupt pe o piramidă din șisturi cristaline. Grupul lui Beatrice încearcă o evadare, ca să folosim termeni din ciclism. Doamna banchier, cu fitness-ul ei, ține pasul. Lăsăm în urmă acul de păr al Transfăgărășanului, Valea Superioară a Argeșului și Muchia Sudică Piscunegru. Cu vârfurile Buda, Riosu, Mușeteica și Robița, toate de peste 2400 de metri altitudine. Grupul doamnei profesoare i-a ajuns din urmă pe evadați. Ionuț are grijă de subiectul principal al turei noastre, indicatorul. Avem de mers. Filmarea triplează durata deplasării. Câțiva norișori timizi dau târcoale muchiei paltinului. Nimic periculos, cel mult de o repriză de ceață. Cel mai fericit dintre toți e Dragoș. Un exemplu de calm și stăpânire de sine. După această expediție, avea să se alăture voluntarilor care întrețin marcajele în munții Făgăraș. Cum e, Dragoș? E greu la început. Hai să mergem. Vine frigul. Vine ceață. Ceață. Mai bine, fel mai vezi. Dacă avem noroc, suspindem soare. Cu cât urcăm, peisajul Vării Argeșului ne apare tot mai grandios. În realitate, totul este mai abrupt, mai prăpăstios decât se vede la televizor. Bine că fetele nu au rău de înălțime. Jenny și-a revenit și e în mare formă. Ca și fata ei, Oana, urcă pentru prima dată în munții Făgăraș. Dana rezistă bine în continuare. Acum ce unde? Direct spre Marius, spre extremul. Mergi direct spre el, cum spun eu. Păi da, da, cum? Cum? Uite pe sub stânca aia mare, mergi direct spre el. Opa, vezi că e o gaură în stâncă. Așa, direct spre el acum, pe curbă de nivel. Am ajuns la Moara Dracilor. Pe timp de furtună, se aud aici zgomote înfricoșătoare, produse de pietrele dislocate. De parcă ar măcina, la nesfârșit, păcatele oamenilor. Este cea mai scurtă cale de a ajunge la lacul Capra și apoi în vârful Iezerul Caprei. Moara Dracilor, pentru că acolo, în permanență, dacă stai mai mult timp, auzi pietrele așezându-se, mai ca decât o piatră. Legenda spune că acolo sunt draci care tot timpul macină pietre și aruncă cu ele. Bețele de schi sunt esențiale aici, pe Grohotiș. Echilibrează și distribuie mai bine greutatea.
parcă ai patru picioare. Ce siguranță, ce stabilitate trebuie să aibă păianjenul cu șase. Ți-am zis că eu întotdeauna aleg varianta ce mai... Hai că aici e ultima sursă de apă, nu, Florin? Da. O să punem un fel pentru că cel vechi care a fost pus mulți ani în urmă nu mai este. Și începând de anul trecut este cea mai mare acțiune de remarcare care s-a făcut de 20-30 de ani, poate chiar mai mult. Avem nevoie de apă pentru mortar, iar aici e ultimul izvor. Este o apă foarte pură, cu numai înfăgăra și mai găsește încă. Mai sus, la un alt copas, forjăm la rece indicatorul. De ce ne-am oprit? Ai dat stop sau ce? De ce ne-am oprit, Ionuț? Din motive practice. E greu? Nu, este greu din motiv practic. Am lăsat târnăcopul și lopata la cabana. Și ce munciți acum? Îl transformăm într-un stâlp 3 în 1. Îl ascuțiți? Exact. Îl ascuțim ca să nu mai cărăm după noi lopata și cu târnăcop. Deci, și cu el săpăm. Gata, soare? Gata. Părind de la capătul celălalt! Bă! Mai dăm două găuri în el! Gata, soare? Gata! Ține de el! Tâlpul 3 în 1 este gata! V-ați scos! Gata, ranga! Și cu chestia asta am scutit vreo 15 kg după noi. Ne punem piatra la loc. Opa, așa! Asta este o zi de muncă mult sifograș. La limita pășunii alpine ne facem plinul și cu pietriș. În sfârșit ajungem pe umărul înierbat al iezerului Caprei. Tălpile și gleznele noastre sunt fericite. Pentru noi, iarba este acum mai bună decât un tort de ciocolată. Iar vârful iezerul Caprei a rămas doar o problemă de minute. Obiectul 3 în 1, târnăcop, sapă și indicator, trece la treabă. Neandrele transfăgărășanului colindă nehotărât căldarea glaciară Bâlea. Muchia nordică a Buteanului ne conduce spre vârful vânătoarea lui Buteanu, al 8-lea din țară, cu 2507 metri. Dincolo de acesta, spre est, se deschide cea mai aprigă zonă a crestei Făgărașilor, ținta expediției noastre. Pe lângă salvarea oamenilor, salvamontul se ocupă și de întreținerea traseelor, marcajelor și indicatoarelor montane. Iar tot ce îi motivează pe acești oameni sunt pasiunea și dragostea de munte. Da. Indicatorul trebuie fixat foarte bine, întrucât românii au cumva pasiunea să dărâme lucrurile care stau în picioare. E drept? E drept, e bine. Cristi, ce faceți aici, domnul? Păi anul trecut Consiliul Județean a demarat un proiect de refacere și reabilitare a traseelor de creastă. Am făcut o parte din trasee anul trecut, Piscul Negru Călțun, Cabana Capra Fereastra Zmeilor și continuăm și vara aceasta și sperăm anul ăsta să terminăm.
Avem pentru azi misiune îndeplinită. Mâine ne așteaptă vânătoarea lui Butean. Ținând cont că se poate urca de la Bâlea, este cel mai ușor accesibil vârf de peste 2500 de metri din țară.